Păi, locuitorul, a apărut iPhone 6. În sfârșit aveți și noi telefon, că până acum nici nu erau, până acum nu erau telefoane pe piață cu 1080 de pixel, 5.55. Nu am mai văzut așa ceva. Samsung Note 3, Samsung Note 4, Samsung S4, LG G3, HTC M8. Nu, Coex, iPhone! Înainte de toate, nu am nicio treabă cu Apple. Adică, la un moment dat în viața mea mi s-a făcut Windows-ul atât de urât decât am sunat un prieten care avea iMac și am zis, bă, care sunt beneficiile să dai 42 de milioane pe un MacBook? Nu, iMac, calculatorul, nu laptop. Păi, nu ai erori, nu ai virus, ai propriul lor sistem de operare, deci crezi că trebuie și display-ul, retina e destul de bun. Am intrat un pic pe Altex și uitați-vă un pic pe Altex la unitatea asta. Nu, asta e pe sell.ro. Deci unitatea asta are Blu-ray, este de la Dell. Adevărat, costă vreo 30 ceva de milioane, deci pula mea, zic și eu. Dar o conectezi prin HDMI la un fucking televizor. Te scos? Cam asta vreau să fac în timp. În același timp poți să-ți mai iei un laptop din ăsta de vreo 40 ceva de milioane. Nu-i 40 de milioane. Uită-te la el, e 7 coaie. Zic și eu. Dar nu despre asta vorbim azi. Păi, deci a apărut iPhone-ul ăsta și toată lumea era la fel ca anul trecut. iPhone 5S este mai mare. Pula mea, și ăștia de la Samsung se chinuiau să facă unul de 6 inci. E nebun. Înainte de toate, da, știu că se mișcă un pic mai repede, că nu știu ce, că nu știu ce, că iPhone, că da. Hai să ne uităm cloud-ul. Deci să nu-ți faci poze nude, dacă nu vrei, știi, să spargă cineva cloud-ul ăla. Ce mai tare securitatea asta, să-mi bapă, da. În același timp, îți conștient că da, iPhone, că prima oară când am văzut un 4S, am zis, bă, ce ești nebun și poți să măresc imaginea. Până când a venit un prieten la mine cu un S2, Samsung, și mi-a zis, bă, ești nebun, ce ecran mare, cum se vede, ce, bă, un piș pe iPhone-ul lor. Și în timp am văzut și un S3, am mai văzut și un S4, am văzut un HTC One Max. Deci, bă, eu sincer vreau să-mi cumpăr ăsta. Deci ăsta este un LG G Flex. Are vreo 6 inci, ești prost la cap. Băi, și curbat. O să-l îndoi așa. Și bestial. Ăsta-l vreau. Nu mă mai interesează noua tehnologie. Dă-mi-l pe ăsta, coi. Dă-mi-l pe ăsta. Dar de ce am vrut eu neapărat să discut despre iPhone 6? Cei de la Apple fac niște prețuri exagerate mari. Fac pariu că ăsta o să aibă atâtea milioane de nu o să poți să numeri tu din alocația ta. De exemplu, el are 5 inci. Uitați-vă un pic la specificațiile lui și la specificațiile unui LG Nexus din 2012. Sigur ați văzut poza asta de pe 9GAG. Băi, nu, zici și tu, mai merită atunci. Singurul favor pe care îl are acel iPhone 6 pe lângă Nexus-ul ăla e că e 1080 de pixel și ăla suportă doar 720 de pixel. Eu știu câte ceva despre tehnologie, dar nu vreau să mă laud. În același timp, ghiși ce nu suportă acest iPhone 6? Split screen. Știi ce e aia? E chestia aia pe care tu o vezi la un Samsung sau la un LG când se împarte imaginea două, pentru că are un procesor destul de mare și destul de bun și un display foarte favorabil. Se împarte imaginea în două și poți să vezi YouTube în timp ce stai pe chat pe Facebook. Să văd că poți să faci asta iPhone. Dar ghiși ce? Toți spun acum, de ce îmi trebuie mie split screen? Dar peste câțiva ani o să apară split screen la iPhone și o să fie, băi, nebun, pot să stau pe WhatsApp și pe Andra când cântă ca la meteo. Deci da, nu am nicio problemă cu calculatoarele lor, cu toate astea, dar vă recomand clipul ăsta de la MKBHD, unde explică el de ce costă așa de mult Beats, căștile Beats, din cauza marketingului. Dacă căștile alea valorează la producție, la produsul finit, 80 de dolari, ei le vând cu 300 de dolari pentru că costă cutia, bla 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 bla, plus reclamele că îi dau căști în stânga și în dreapta artiștilor, dar el vă explică mult mai bine, am lăsat link-ul în descriere. Deci, bă, nu mai fiți idioți. Măcar nu spuneți că iPhone-ul vostru este cel mai tare. iPhone-ul știi pentru ce? Ca să-l arunci pe masă, să faci o poză pe Instagram cu Andreea. Ei, ceau, pise, să în club cu Andreea. Și după aceea, să fie gold. În pula mea, altfel nu are valoare. Valoare, da-ia mare, da-ia mare. Cam atât pentru azi, mersi că ai urmărit. Nu uitați să dai un share pe Facebook, să umplem lumea, să dai un subscribe, să devii locuitor și desigur să verifici episodul de data trecută. Mersi că ai fucking urmărit. Nu uita, nu fi prost. Ne vedem data viitoare. Și nu zic că ia cu iPhone-ul, sproști. E alegerea lor.
este vampirul pe care sigur l-ai cunoscut în animația veche The Amazing Spider-Man 3 când tu erai mai mic pe Fox Kids. Dacă nu mă înșel, el a jucat un... Au fost o serie de vreo 3 sau 4 episoade pe lângă faptul că au prezentat acolo originea lui și decăderea lui ca vampir, o decădere foarte dramatică și desigur romantică.